Bine v-am găsit la Superhrana Web TV, ghidul vostru de cultură alimentară. Lângă mine este Gabriel Roceanu, directorul Cramei Oprișor. Avem un subiect care parcă nu se mai termină. Vinul făcut în casă. Hai să vedem de ce în România există o asemenea dragoste pentru vinul făcut în casă. Aș vrea să iau și partea bună a lucrurilor până la urmă, pentru că există acest subiect de foarte mulți ani dezbătut și de către noi. Vinul în sine are lucruri fascinante, tentează foarte mult, place foarte mult oamenilor și atunci el există și are viață. Pe lângă asta, într-adevăr, vinul făcut în casă este într-adevăr un aspect pe care îl vedem ca și caracterizând România astăzi în comparație cu restul Europei și restul țărilor producătoare de vin. Bun, e o problemă faptul că în România se produce atât de mult vin în casă și se bea. Statistica spune că 50% din consumul de vin din România provine din alte surse decât cele din comerț. E o problemă pentru un producător, chestiunea asta? Este o problemă și pentru producătorii de vin oficiale, dar este o problemă și pentru consumatori. Vinul făcut în casă l-am putea vedea din două perspective. Vinul făcut din cantități mici de struguri în curtea familiei și consumat de către familie și de către membrii familiei. Așa zis autoconsum. Așa zis autoconsum. Și cealaltă categorie a acestui vin din surse îndoielnice, adică cel care este comercializat, adică vinul făcut de către producători care au probabil struguri sau cumpără struguri și fac vinul în niște incinte necontrolate, neautorizate și care obțin bani din vânzarea acestui vin către clientela oarecum indiferentă sau în căutare de preț foarte mic. Altfel spus, problema nu e că românii produc vin în casă, ci faptul că la în spatele acestui mit sunt o mulțime de oameni care vând vinuri din surse necontrolate. Nu-i așa? Asta bănesc e problema pe fond care o dezbatem noi aici. Exact, exact. Trebuie să recunoaștem realitatea că în România există încă foarte multe familii care au în curte câțiva butuși de vie, chiar și celebra boltă, iar la sfârșitul fiecarei toamne se bucură ca și hobby de facerea unei cantități de vinuri pentru consumul propriu. Pe de altă parte, există cultivatori de struguri care nu urmăresc procedurile corecte, legale în ceea ce înseamnă producerea și vânzarea de vin. Și astfel ajung să își valorizeze vinul la un preț foarte mic și consumatorul final poate fi înșelat. Bun, deci există autoconsum reglementat de legea viei și vinului în realitate. Eu chiar mi-am făcut un extras din legea viei și vinului, care zice la articolul 11, paragraful 1, în felul următor: în areal leviticol, înființarea de plantații de viță de vie pe o suprafață de peste 0,1 hectare, se face doar în baza unui drept de plantare-replantare. Cu alte cuvinte, tot ce e sub 0,1 hectare înseamnă că e via mea, pot să produc și să consum liniștit, conform legii. Corect? Sigur, este proprietatea fiecăruia. Este chiar frumos câteodată. Am și eu foarte multe cunoștințe și prieteni care au mici proprietăți în care cultivă struguri pe suprafețe mici, mult mai mici de 1000 de metri pătrați, că 0,1 hectare înseamnă 1000 de metri pătrați, și se bucură de facerea acestui vin ca un hobby, cum sunt și altele, de gastronomie, de alte proceduri prelucrare a fructelor și a legumelor. Problema apare când vinul ăsta începe să se vândă la marginea șoselei, de fapt, și de drept. Exact, ce vorbim noi aici și ceea ce se vorbește și în alte canale media foarte intens în ultima perioadă este de comerțul. Comerțul cu vin, adică anumite persoane sau asociații sau grupuri de oameni fac afacere. Fac afacere și atunci înseamnă că vor să câștige bani. Foarte bine că vor să câștige bani, dar ar trebui cei care fac asemenea afaceri să urmărească și niște reguli stabilite prin legea și regulamentele din care tu ai citat adineauri câteva paragrafe. Asta ar fi o problemă, așa cum văd eu, nu faptul că cineva vrea să vândă vin e în chestiune, ci faptul că vinde vin fără să plătească taxe. Practic e marfă de contrabandă ce găsim noi la marginea drumului de multe ori, nu-i așa? Plătim, sau se vinde cu factură și bon fiscal? Câteodată la marginea drumului se poate vinde și cu factură și bon fiscal. Nu știu cât de veritabile sunt, dar spuneai de faptul că vor să vândă și să plătească taxe. Da,
Dar plătitul acestor taxe responsabilizează producătorul. Noi, cramele care producem vin și noi care producem vin la crama Oprișor, într-adevăr plătim foarte multe taxe. Toți producătorii plătesc, dar în același timp aceste taxe reflectă și o anumită preocupare în respectarea unor reguli tehnice și financiare și fiscale, bineînțeles, astfel încât trasabilitatea, mai bine zis, pe înțelesul tuturor, drumul vinului de la nașterea lui, de la boaba de strugure până când ajunge în paharul consumatorului, să poată fi garantat și controlabil. Acest lucru nu se poate, nu-l văd cum se poate întâmpla atunci când achiziționăm un vin și vărsat sau la PET de pe marginea șoselei sau din surse în care nu... Care ar putea să fie problemele? Hai să înțelegem. Sursa strugurilor, probabil, ar fi una din problemele acestui vin vândut la marginea șoselei. Foarte bine spui. Sursa strugurilor. Strugurii pot fi din soiuri vitis vinifera, adică soiuri nobile, dar în același timp nu știm dacă în acel vin, neetichetat și neavând o certificare a calității, nu există și vin din struguri hibrizi. Strugurii hibrizi fac parte dintr-o specie interzisă în a se comercializa de către Organizația Internațională a Vinii și Vinului. De ce? Și datorită calităților organoleptice, dar și datorită pericolelor de afectare a sănătății umane. Și mă refer aici la alcoolul metilic, care este într-o calitate mai mare în vinul din soiuri hibrizi decât în... Deci, cu alte cuvinte, nu știm exact dacă sunt numai struguri din vie nobile, de bună calitate, sau mai există și alți struguri nepermiși. Asta e o problemă. Probabil o altă problemă ar putea fi una de igienă la cramă, cum se spune. Fiindcă, sigur, mitul care circulă e că vinul făcut în casă, la țară, e 100% natural. Cât e de adevărat lucrul ăsta? Ce înseamnă 100% natural? Adică asta înseamnă că vinurile din comerț sunt false sau... Ce implică sintagma asta? Vinul de țară e 100% natural? Mă întreb. Eu ce pot să vă garantez acum în momentul ăsta este că vinul făcut în cramele din România și în cramele care se expun pe rafturi și restaurante este 100% natural. Ceea ce declară alții care nu au în spate date de identificare și au și alte proceduri de control, nu pot eu să garantez dacă acea definiție 100% naturală este reală sau nu. Poate să fie poveste, așa cum este și toată povestea și alte povești care sunt în spatele acestui vin, știu și eu, de țară, făcut cu pastile sau alte povești asemănătoare. Bun, acum hai să ne mai concentrăm și pe o altă întrebare. Dincolo de sursa strugurilor, tipul de vinificare, mai există și alte modalități de a face vinul ăsta care să n-aibă legătură cu strugurile, cum se spune? Da, cu siguranță că da. Știm foarte bine. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Și cum se face practic chestia asta? Se amestecă alcool cu apă, cu coloranți și cu arome? Cum se întâmplă de fapt? Sunt foarte, foarte multe rețete. Unele cu iz de legendă, altele populare care circulă ca tip bârfă, dar introducerea apei în must sau în tescovina, care încă mai conține must de strugure, este o practică pe care o recunoaștem că există în mediile rurale. Și altceva mai este interzis, la urma urmelor, să introduci în vin, în afară de... Deci, n-ai voie să introduci apă. N-ai voie să introduci apă din surse exogene, adică apă de la robinet sau din puț. N-ai voie să introduci alcool din alte surse și nu ai voie să introduci nimic. Zahăr, nimic, spre exemplu, nu? Nici zahăr nu ai voie să introduci decât în cazuri excepționale în care, datorită anumitor fenomene naturale, o anumită zonă a fost foarte, foarte vitregită în acel sezon, se fac niște determinări și pe o anumită zonă oficiile de control, Oficiul Național al Viei și Vinului, împreună cu Direcția de Inspecție din Ministerul Agriculturii, pot aproba un anumit adaos de zahăr, dar foarte puțin. Da, deci cu alte cuvinte, cineva care chiar am auzit de curând îmi spunea: domnule, eu fac un vin 100% natural, îi pun miere de albine, e numai bun. Deci e o chestie profundă neregulă. Nu e 100% natural dacă are miere adăugată sau dacă are alcool adăugat, nu-i așa? Bine, acum putem extinde foarte mult acest termen de vin.
știi foarte bine că în poporul și în popor se vorbește de vin de struguri, vin de mere, vin de pere, vin din mure, adică e total eronat să vorbim despre cuvântul vin atunci când acolo, în acel lichid, intervine altceva decât mustul din strugure fermentat. Bun, recapitulând, este legal să faci vin acasă, n-ai voie însă să adaugi zahăr, alcool și orice altă aromă și n-ai voie să-l vinzi. În rest, autoconsumul e pur și simplu o chestiune reglementată prin lege și permisă oricărui român, nu-i așa? Cu siguranță, cu siguranță. Este, face parte din tradiția noastră, presupun că și în alte țări se întâmplă la fel, atunci când ai niște struguri în grădină, este o plăcere să te joci un pic cu ei. Bun, și atunci cum îți explici totuși că, dincolo de o mulțime de oameni care poate produc foarte cinstit vin la ei acasă, există o categorie destul de importantă de comercianți ambulanți pe care practic nu-i întreabă nimeni nimic. Am văzut de nenumărate ori ANAF-ul vine și închide afaceri întregi pentru 10 lei în plus în caserie. Cum îți explici totuși că jumătate din vinul care se consumă în România se vinde nefiscalizat? Autoritățile de ce se complac în tipul ăsta de indiferență? Ce părere ai? Sigur, întrebare poate retorică, dar există un avantaj a cuiva în toată povestea asta? Sigur, consumatorul poate că cumpără mai ieftin, să poate zicem. Poate fi un avantaj electoral, având în vedere... Poate fi un avantaj sigur, electoral? Sigur, sunt foarte mulți oameni care fac așa ceva, care sunt în această, să zic, grup, rețea care se ocupă cu facerea vinurilor neautorizate și vinderea lor la preț foarte mic și acapărând o parte din piața oficială. Da? Indiferența, într-adevăr, aici se poate traduce în mulți termeni. Poate fi indiferență datorită lacunelor legislative, în sensul în care Oficiul Național al Vie și Vinului sau Inspecția Tehnică Vitivinicolă are posibilitatea de control, dar nu are pârghile necesare de a întrerupe sau a sancționa efectiv, practic, până la final, un asemenea comportament, în sensul în care se aplică o amendă, amenda nu se plătește, probabil se contestă în instanță sau acel lot dispare, pentru că, atenție, în reglementări se menționează faptul că atunci când se determină neregularități, neconformități într-un anumit lot de vin, numai acel lot de vin este supus confiscării, degradării, penalizării, amendă. Alte loturi de vin, adică alte vase din cramă sau din incintă, nu intră în această categorie. Deci acel producător poate în pasul următor să-și continue conduita și atunci... Deci cu alte cuvinte, avem cadrul legislativ sau nu? Care e o chestiune de cadru legislativ sau de aplicare a legii, până la urmă? Aplicare. Cadrul legislativ există. Există. Există și în legea veche a viei și vinului din 2000, există menționate sancțiuni și efectiv acțiuni care să se întreprindă împotriva neregulilor. Și în această nouă lege a viei și vinului apărută în anul 2015, care urmează să îi se adauge normele de aplicare și încă mai așteptăm că nu s-au adăugat. Însă, până la urmă, ar trebui, din punctul nostru de vedere al producătorilor care ne expunem vinurile public, cu etichetă, contraetichetă, cu date, cu tot, cu toate adresele și telefon, din punctul nostru al celor care producem vinuri în sistemul oficial, credem că ar trebui făcută o colaborare mult mai strânsă între organele de control din tehnica vinului și jandarmerie, poliție și așa mai departe, pentru că altfel constrângerile sunt efectiv fără rezultat. Și probabil aceste complicități ale autorităților locale, care ar trebui, probabil și presa e responsabilă aici, ar trebui să fie cu ochii pe ei un pic mai insistent. Și presa, și noi suntem responsabili că n-a reușit, după atâta timp, totuși am reușit, a făcut câțiva pași, dar nu a reușit să aducem nivelul de, de cultură gastronomică, educație în aprecierea vinului către masa de consumatori, astfel încât să realizeze ce important este un vin de calitate, care are anumite standarde de performanță în spate, față de
produsele făcute artizanal fără controlul igienei. Atenție, igiena în vinul făcut în cramele oficiale este impecabilă, pe când în cramele despre care nimeni nu știe nimic, nu se poate controla. Și igiena contează pentru că până la urmă este must de strugure, este o concentrație foarte mare de produs natural acolo, iar orice bacterie, orice micron al unei bacterii sau unui factor extern ar dăuna evoluției ulterioare a vinului. Știm foarte bine că acest vin făcut la țară și cumpărat și apreciat de foarte mulți consumatori, din păcate, este acel dulce demi-dulce. Niciodată nu ne-am întrebat sau nu se întreabă foarte mulți consumatori, totuși de ce este dulce? De ce are este sau nu zahăr adăugat? Ori zahăr, ori s-a oprit fermentația datorită problemelor de igienă, s-a oprit brusc fermentația, urmând ca acasă la cel care a cumpărat vinul să reînceapă fermentația, domne ferește, sau o fermentație acetică, însemnând mersul spre oțet, nuanțe dezagreabile în gust și așa mai departe. Este o sumedenie de lucruri. Deci, în concluzie, autoconsumul face parte din cultura noastră națională, nu e ceva pe care noi să-l blamăm acum, însă e limpede că ar trebui să facem o distinție clară între autoconsum și consumul din surse, hai să zicem, necontrolate. Aici e, de fapt, esența discuției. Exact. În speranța că cei care decid ne ascultă, îți mulțumesc pentru informațiile foarte interesante pe care ne le-ai adus astăzi. Dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept la un nou episod Superhrana Web TV în curând.